Tantarada, cam așa sună muzica romană. Salutare copii mici, mari și mijlocii și bine ați venit la primul episod din seria, primus cum ar zice romanii, din seria Viața romanilor în circa 5 minute. Astăzi povestim despre ce și cum mâncau romanii. V-ați spălat pe mâini? Bun, să începem! Romanii mâncau cam 3 mese pe zi, cam ca voi. Micul dejun, numit în latină ientaculum, prânzul sau prandium, adică prânz, și masa principală, cena, adică cina. Romanii sunt adepții regimului mediteranean, pe care în mare parte le respectă și italienii de acum, de aceea trăiesc mai mult. Deci, mai ușor cu mezelurile, cu grăsimile și cu dulciurile. Și dacă tot le-am mulțumit pe mame cu ce am spus mai sus, oare ce vor zice când vor afla că romanilor le plăcea să mănânce întinși pe canapele și să-și folosească adesea degetele? Dar să nu intrăm în panică, foloseau și tacâmuri. Știai că romanii sunt inventatorii uneia dintre mâncărurile tale preferate? Și știi de ce nu e vorba de cartofi prăjiți? Dacă știi, lasă-mi un comentariu pe linkul de mai jos. Dar hai să ne băgăm nasul și prin vilele romanilor bogați. Știți cum se numeau casele celor bogați? Vile, dar scris mai pretențios, cu terminația AE și cu 2 de L. Și hai să vedem ce le plăcea să mănânce. Păi, limb de păsări flamingo, cărniță de girafă sau calcani. Cum suntem istorici și știm cam ce s-a întâmplat mai demult, cunoaștem, de exemplu, un personaj numit Titus Pompeius, care avea un domeniu în Galia Transalpină, undeva între Franța și Belgia de astăzi, și care avea o fermă de pârși. Da, ai auzit bine, pârși, considerați o delicatesă, puteau fi gătiți după rețeta de mai jos. Pârșii lui Titus Pompeius erau ținuți și îngrășați în vase speciale, numite glirarium, de la numele latin al pârșului, glires. Deci glirarium, adică pârșarium? Îți place ketchup-ul? Da. Și îți place să-l întinzi pe orice? Da. Și romanilor le plăcea. Garum, un sos din pește. Blea. Dacă te interesează, vezi rețeta de mai jos. Cel mai bun garum era numit haimatum și era făcut din intestine și sânge de ton, preparat după rețeta noastră. În ce găteau romanii? Păi în tigăi, în tăvi, în oale, în farfurii sau în castroane, din bronz, ceramică sau sticlă, așa cum sunt și cele descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetuza, la Micea sau la Brad. Dar să nu uităm ce este cel mai important, desertul. Romanii mâncau tot soiul de dulciuri, de la fructe, prăjituri sau chiar înghețată. La Ulpia Traiana Sarmizegetuza am găsit chiar o ștampilă pentru prăjituri, pe care o poți vedea aici. Și o vei vedea și observa în detaliu la Muzeul de Arheologie Sarmizegetuza, de îndată ce se vor ridica restricțiile. Dacă dorești și cu ajutorul mamei, îți propunem o rețetă de biscuiți romană. Deci, spălarea pe mâini și la treabă. De asemenea, poți să-ți ștampilezi singur biscuiții, cu orice ștampile găsești tu prin casă sau pe care știi că le folosește mama la prăjituri. Dacă ți-a plăcut episodul nostru, te așteptăm cu comentarii pe pagina noastră de Facebook și pe canalul nostru YouTube. Nu uita să apeși butonul subscribe sau abonare. Până data viitoare, nu uita să te speli pe mâini, să porți mască în societate și să păstrezi distanța socială.